Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Înțeleg că se fură lucruri și mai mari decât un portofel. Toată lumea vorbește, sunt convins că ascultătorii ne-au dat și mesaje, nu înțelege nimeni. Noi de ce nu spunem despre tancul rusesc furat în Ucraina de niște conaționali ucrainieni? Mesaje peste mesaje. Doamne, dar n-ați văzut că au furat tancul? Da. Este o știre... Adevărul e că mie mi se pare incredibilă știrea respectivă. Deci, practic, în satul Liubimovka din regiunea de lângă Kherson, la un moment dat... Ce nu mai are tancuri rusești? Au trecut niște domni care erau în căutare... Bărbați erau, că erau mai puternici, așa, fair. Mai bunjoși. Și probabil că au văzut un blindat, nu știu dacă chiar un tank-tank, că alea sunt foarte grele. Dar au văzut... Sunt mai scumpe. Cât cântărește tancurile astea? Da. Cât face să știu ce socoteli îmi fac? Da, au văzut un blindat undeva, așa zice, știrea este transmisă că am verificat agenția. Adică am căutat sursa originală și am găsit-o. Este vorba de agenția Unian, care este agenție de presă independentă, cea mai mare agenție de presă independentă, de știri independente din Ucraina. Deci cum ar veni, oamenii în principiu ar trebui să-și verifice știrile. Adică noi ce putem să facem? Noi cităm agenția Unian, da, și corect. Spunem. În satul Liubimovka, de lângă Kherson, citez, romii au furat un tank. Repetăm, romii, tank furat de la ruși. Asta este ce transmite agenția respectivă. Acum, cum fie adevărat, că nu fie adevărat, si non e vero e bentrovato, știți cum se spune? E partea fană a războiului. Da, nu avem posibilitatea să verificăm această știre. Cu toate eforturile noastre, am sunat la Liubimovka, nu ne-a răspuns nimeni. Deci nu avem posibilitatea să verificăm dacă știrea este adevărată sau nu. Dar pe de altă parte, mamă, cât cântărește tancurile astea? Adică te gândești cât... Vreo 45 de tone, zice, cântăresc tancurile rusești. Dar nu cred că e chiar un tank-tank. Poate Adina. Că este un transportor blindat de trupe, cu mitralieră, cu ceva. Adevărul că sunt atâtea blindate rusești abandonate în această invazie. Este deci ceva... cumva... Da, uluitor. Poate uluitor. Fi adevărat. A fost doar cel care a furat tancul ăsta, e da. Doar deschizător de drumuri. Adică sunt imagini și... Știți, dacă ești pe Twitter, se difuzează informații corecte și este și mult balast, în mod evident. Uh-huh. Dar există organizații întregi care verifică imaginile filmate și difuzate pe Twitter, inclusiv prin geolocație, prin timp de filmare. Adică chiar le verifică. Nu, dar într-adevăr circulă multe bazaconii, cum a fost aia cu antiaeriana care doboară un avion și care era, de fapt, dintr-un joc video. Da, pe aia înțeleg că au difuzat-o colegii de la Antena 3, au făcut analiză... Au comentat-o, da. Da, strategico-militară cu experți militari pe cum a fost doborât și lupta între tunul antiaerian de la Sol și avionul care zboară pe deasupra. Sunt niște imagini super spectaculoase, cu sunet, cu s-a făcut analiză serioasă pe tema asta. Nu mai știu cine a fost, dar specialiștii. Personajele principale. Da. Ăla era dintr-o simulare de joc pe calculator. Bună simulare. Bună, foarte bună simulare, dar bun. Sunt progrese mari. Adică dacă, video ca lume. Dacă și-ar fi luat PlayStation vreunul dintre ei, poate că ar fi avut o șansă în plus la comentariul scenelor de luptă. Da, n-au mai căutat pixelul albastru, am văzut. Nu, au găsit asta. Dar da, sunt foarte multe imagini verificate cu blindate rusești abandonate. Multe din ele au fost distruse în luptă, sunt niște imagini teribile pe aici, pe acolo. Dar altele sunt abandonate, aparent au rămas fără combustibil. Și l-au lăsat pe marginea drumului, l-au tras pe dreapta frumos, nu în mijlocul drumului, l-au tras pe dreapta și au plecat de acolo. Inclusiv tancuri, adică... Asta e Luca, caută și un tank. Ascultătorii filmulețe cu tancul tractat de un tractor. Da. Am unele îndoieli în privința acelor imagini. Tractorul respectiv are pictat, dacă vă uitați, pe flancul stâng, pe partea stângă, are pictat un Z alb, care este un semn de identificare al trupelor de invazie rusești. Deci poate că nu este chiar ăla momentul respectiv. Poate au furat și tractorul. Poate au furat și tractorul. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.